Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție GoTech cu cele mai noi informații din tehnologie. Zvonurile cu privire la noul Galaxy S4 la CEO de la Samsung s-au adeverit. Pe site-urile de specialitate se spune că acesta ar avea un ecran de 5 inch, un sistem de operare care va putea fi utilizat de oamenii din business pentru a-și desfășura afacerile într-un mod sigur și simplu. O cameră de 13 megapixeli și un procesor quad-core, iar într-un filmuleț postat pe internet a CEO de la Samsung spun că este cel mai tare produs de la apariția televizorului color. De asemenea, cei de la Samsung au prezentat la Barcelona, la congresul anual al producătorilor de telefoane mobile, o nouă tabletă Galaxy Note 8, un ecran de 8 inch, o cameră de 5 megapixeli, un procesor quad-core de 1,6 GHz este disponibil în versiunile de 16 și 32 de GB, însă nu a apărut încă pe piață spre vânzare. Sony a prezentat într-o conferință de presă o nouă consolă PlayStation 4. Ei nu au prezentat consola propriu-zisă și au oferit foarte puține detalii despre aceasta. Ei au spus că toate jocurile vor fi disponibile pe download digital, deci nu va trebui să mai mergem la magazin să le cumpărăm, și au prezentat un nou controller cu ecran tactil. Probabil vom afla mai multe detalii despre această consolă la E3 în iunie, o convenție anuală a producătorilor de jocuri video și console. Noi zvonuri au apărut în legătură cu un ceas inteligent produs de către cei de la Apple. Site-urile de specialitate spun că va avea un ecran de 1,5 inch, Bluetooth, Siri și navigație, și că va oferi informații despre actualizările și informațiile despre gadgeturile personale care rulează iOS. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept marți cu cele mai noi informații din tehnologie.